Oricare ar fi dimensiunea unei companii, fiecare este creată cu dorința de a crește. În mediul actual de afaceri, caracterizat prin globalizare, digitalizare, devine o normalitate faptul că multe companii văd realizarea dorinței de a crește prin dezvoltare și ieșire la nivel internațional. Care sunt avantajele internaționalizării afacerii? Vă puteți crește numărul de clienți. Cu fiecare piață nouă, baza de clienți devine mai mare, crescând astfel veniturile. Și aici este dimensionat accesul liber și preferențial al companiilor moldovenești la circa 880 milioane consumatori, oportunitate oferită de acordurile de liber schimb. Un alt avantaj este creșterea securității companiei datorită diversificării piețelor. Astfel, o posibilă criză de pe o piață nu va afecta dramatic afacerea. Creșterea competitivității este un alt beneficiu important. Companiile care se extind pe piețe noi sunt nevoiți să inoveze și să-și îmbunătățească ofertele pentru a concura. Totodată, când intrați pe o piață nouă, afacerea dumneavoastră are oportunitatea de a beneficia de investiții străine, care nu există în țara de origine. De asemenea, internaționalizarea permite creșterea percepției proprii mărci și inițierea unor scenarii noi, ambițioase de dezvoltare a companiei. Evident, lansarea unui proces de internaționalizare a afacerii înseamnă părăsirea zonei de confort. Replicarea succesului de pe piața locală în străinătate nu este atât de simplă pe cât poate părea. Este necesar efort și dedicație. Există multe obstacole și dificultăți pe care compania le poate întâlni când se angajează în această călătorie peste hotare. Dar dacă lecțiile sunt bine făcute, majoritatea obstacolelor sunt previzibile și evitabile. În acest sens, ODIM oferă asistență și suport financiar până la 2 milioane lei prin intermediul programului de susținere afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare, finanțat din bugetul de stat. Suportul este oferit pentru adoptarea noilor tehnologii, a sistemelor performante de management, creșterea eficienței și calității produselor, depășirea barierelor în calea exportului, diversificarea produselor cu valoare adăugată sporită și adaptarea acestora la standarde internaționale. Cu ODIM, companiile cresc, devin mai competitive și se internaționalizează.